Oameni din Schela Mare, ce pot să fac? Uitați-vă. Schela Mare, județul Dâmbovița, halul în care arată cățelușul este greu de descris în cuvinte. Din cauza durerilor, animalul abia se mai putea ține pe picioare. A fost găsit de un tânăr chiar la poarta sa. Băiatul susține că patrupedul rănit a fost adus cu o mașină. Am auzit efectiv câinele urlând de durere, o mașină. Câinele a fost lăsat în fața porții la mine. Era jupuit, urechile a fost tăiat de cu cuțitul, a fost decopertat și smulsă pielea după el. Eu l-am luat la mine în curte. Am așteptat să vină cineva de la București, o fundație, a venit, l-a luat și acum păstrez legătura cu fundația respectivă. Efectiv, de-abia mă trezisem și mi-a venit rău când l-am văzut, că îi curgea sângele și urla de durere. Tânărul a luat imediat legătura cu iubitorii de animale, în speranța că animalul ar putea fi salvat. O asociație din București a răspuns apelului și cățelușul a ajuns la un veterinar, care s-a îngrozit când a văzut în ce hal este rănit. Are urechile smulse, sunt smulse. Este canalul auditiv. Vezi? Așa a fost. Așa a fost pielea. Și a tăiat fix, uite, marginile de la urechi. Deci a fost smulse complet. Tânărul spune că individul ar putea constitui un pericol public chiar și pentru oameni. De ce crezi că ar fi făcut treaba asta? Cineva? De ce cineva poate să facă așa ceva unui animal? Nu știu, numai un om care nu este sănătos la cap, ori un nebun. Gândiți-vă că nebunul ăsta încă e la noi pe stradă. Poate să ia un copil, că sunt foarte mulți copii mici acolo. Poate să la un om să-i dea în cap, să-i facă să-l chinuie, cum a chinuit câinele ăla. Imediat după prezentarea cazului îngrozitor la postul nostru de televiziune, Inspectoratul de Poliție Dâmbovița a anunțat că s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal în acest caz. Având în vedere imaginile apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Măren s-au sesizat din oficiu pentru încălcarea prevederilor legii numărul 205 din 2004 privind protecția animalelor. La acest moment se efectuează cercetări în vederea identificării persoanei bănuite și tragerea acesteia la răspundere. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, individul ar putea ajunge după gratii. Fapta este pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amendă penală.